Să aveți bucurie, sufletelor dragi! Așa cum bine știți, întotdeauna sâmbătă de la orele 20 sunt în direct cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, cei care cu drag și cu bucurie mă primiți în casele voastre. După cum citiți pe burtiera emisiunii, titlul pe care astăzi l-am propus și care astăzi este de fapt este pentru fiecare dintre voi o interpretare a modului în care puteți să vă trăiți viața și cum să o simțiți. Vedeți că în cuvintele care sunt scrise acolo, de fapt căutăm răspunsul la tot ceea ce ni se întâmplă în viața noastră, la momentele pe care noi oamenii le avem și care de multe ori ne sunt multora dintre noi fatale, pentru că atunci când permiți greutăților vieții să te învingă, tu, iubite omule, iubite creștine, devii un om învins. Am spus-o de mai multe ori și repet ceea ce am spus, să nu uitați îndemnul pe care vi l-am transmis, că învingătorii nu renunță, iar cei care renunță n-au fost și nu vor fi niciodată învingători. De unde apar greutățile vieții și de ce oare noi trebuie să nu le dăm voie ca acestea să ne învingă? Toate aceste greutăți și probleme ale vieții apar în primul rând din modul în care știm să ne organizăm și să ne coordonăm viața. Mulți vor spune, părinte, mi-am coordonat viața și mi-am ordonat-o după cum am considerat că este bine și am crezut în oameni. Da, nu este un lucru rău să crezi în oamenii care au valoare. Din păcate, mulți dintre noi greșim atunci când ne alegem parteneri, atunci când ne alegem lângă noi colaboratori sau prieteni sau amici în viață care ne duc spre iadul suferinței, ne trag în jos. Acești oameni întotdeauna își vor urmări propriul lor interes și mai puțin interesul vostru. Apoi, acești oameni, pentru că ei au o viață noastră, o viață în care nimic nu se întâmplă bun, vor încerca să vă convingă că tot ceea ce au reușit ei să facă și nu se pot lăuda cu multe, este de fapt perfecțiunea la care trebuie să ajungă fiecare dintre voi, cei care le ascultați sfatul, și de multe ori această perfecțiune despre care mulți vorbim și vrem să o atingem este interpretată diferit de modul în care fiecare om știe să o gândească și să o analizeze în viața lui, pentru că greutățile vieții vin peste omul care este slab pregătit să le facă față, peste omul care este speriat, peste omul care este consternat de frică și în mod special vin peste omul care o bună parte din viața lui sau o mare parte din viața lui a stat departe de prezența binelui sau de prezența lui Dumnezeu. Ce aș putea să vă spun și ce aș putea să vă îndemn ca primă măsură pentru a scăpa de greutăți și pentru a nu le lăsa să vă învingă, să vă schimbați voi, pentru că sursa care hrănește greutatea sau problema omului suntem chiar noi. Mă veți întreba acum, cum pot eu să fiu o sursă a unei probleme pe care nu mi-o doresc? Da, pentru că atunci când nu-ți dorești ceva, dar ți-e frică de acel ceva, de fapt singur îți atragi problema care te poate apăsa și care te poate duce departe de realitatea vieții în care trăiești. Aș vrea doar să știți, iubiții mei, că sunt oameni și oameni, că sunt oameni care îți prezintă un zâmbet cuceritor, dar în spatele lor se ascunde veninul și răutatea.
Există oameni care îți promit multe și fac puține și de altfel, ca să putem analiza și ca să putem înțelege și diferenția valoarea acestor oameni, Hristos ne învață că pe om îl putem cunoaște după, pe pom, de fapt, îl putem cunoaște după roadă și pe om după fapte. Ori faptele multora dintre cei pe care îi avem în jurul nostru sunt puse sub semnul întrebării. De ce? Pentru că faptele sunt mai importante decât cuvintele. Este o mică, mare diferență între a spune că te ajut sau chiar a ajuta. Este o mică, mare diferență între a veni lângă tine un om, a te mângâia pe umăr și a spune, vai, îmi pare rău, sau a fi prezent atunci când îți este greu, a se implica în problema ta și a te ajuta. Eu vă mulțumesc tuturor celor care în momentele dificile, când v-am cerut ajutorul pentru a construi racla moaștelor Sfântului Pancratie, mulți dintre voi ați sărit și ați răspuns solicitării mele. Mai am o rugăminte pentru toți cei care vor să ne ajute la aceeași bisericuță binecuvântată, unde pe 9 iulie l-am serbat pe Sfântul Mare Mucenic Pancratie. Avem nevoie de un lumânărar unde să punem lumânările pentru vii și morți care sunt în candelă și pe care în cel mai scurt timp le vom achiziționa prin binecuvântarea și dispozițiilor mai marilor biserici, pentru că de la bun început am spus și o voi spune că nu facem altceva decât să facem ascultare și să îi respectăm și să-i prețuim pe cei care au fost rânduiți de Dumnezeu să conducă biserica. Însă fiecare om, indiferent de poziție, indiferent de funcție, de ierarhia pe care o ocupă în această societate, are și bucurii și greutăți. Întrebarea este cum răspundem la greutățile noastre și întrebarea este ce facem pentru a ne elibera de ele și pentru a nu le lăsa să ne învingă. Primul lucru pe care vă rog să-l rețineți și la care v-aș ruga să meditați este acela de a vă depărta oamenii care vă trag în jos, de a vă depărta de oamenii care prin modul lor de a se comporta, de a vă vorbi și de a vă trata, vă umilesc. Nu înseamnă că vom fi împotriva învățăturilor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca noi să iubim aproapele. Îi vom iubi și îi vom respecta și ne vom ruga pentru ei. Dar câtă vreme prin prezența lor în viața noastră, câtă vreme prin modul lor de a acționa și de a fi lângă noi ne fac rău, nu au ce căuta în acel cerc numit cercul meu de intimitate, cercul meu de creație, în care pot să creez, în care pot să mă rog și în care timpul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca monedă, o monedă de schimb în care eu trebuie să știu ce voi face cu el, să-l pot folosi pentru a mă ridica și nu pentru a mă doborâ, să pot să-l construiesc pentru a învăța din greșelile mele și a învăța și pe alții să nu ajung acolo, dar totodată să pot deveni făclia sau să pot deveni de fapt ceea ce cu toții ne dorim, modelul de viață pe care oamenii să-l poată urma și să-l poată exemplifica prin noi înșine, arătând de fapt că am fost capabili să ne ridicăm din suferință, că am fost capabili să ne ridicăm atunci când toată lumea a aruncat cu cărămizi în noi și ne-a umilit și ne-a bârfit, iar toți cei care s-au îndoit, cei care ne-au bârfit sau ne-au vândut pe nimic, pe 2 lei, să vină și să-și plece capul în fața noastră, recunoscând de altfel de greșeala sau recunoscându-și, de fapt, fiecare greșeala pe care au făcut-o la momentul în care au hotărât să
se lepede de noi sau să le fie rușine cu noi. Mulți dintre cei care mă ascultați, fie în direct acum sau în reluare, fie prin intermediul canalului YouTube sau pe Facebook, vă veți regăsi în cuvintele mele, pentru că cuvintele mele sunt de fapt dovada a unor realități pe care eu încerc să vi le exprim și să vi le exemplific prin cuvinte și prin fapte, și datorită faptului că zilnic sunt căutat și mulți oameni, mulți pelerini vin și trec pragul ctitoriei mele, bisericuței Sfânta Maria din Lemn, bisericuța din Lemn, din voluntari, unde acolo Sfântul Pangratie, Sfântul Dorințelor, Sfântul care s-a vădit prin a face multe minuni oamenilor, oamenilor care au venit fără speranță, este vizitat și este căutat din vorbă în vorbă de oamenii care până mai ieri nu știau și nu cunoșteau puterea și ajutorul pe care Sfântul l-a dat și îl dă de fiecare dată celor care mai au o singură speranță și nădejde, nădejde în Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, voi cei care treceți prin necazuri și supărări, îl puteți căuta pe Sfânt prin rugăciune, îi puteți săruta moaștele și puteți să vă bucurați ca popor, noi, românii, de darul pe care ni l-a dat Dumnezeu de a avea sfinți la noi, în bisericile noastre ortodoxe, începând de la Sfântul Dimitrie al Bucureștiului, Basarabov, Sfânta Parascheva de la Iași, Sfânta Tatiana de la Curtea de Argeș, Sfânta Filofteia de la Craiova, mă iertați, Tatiana și Filofteia de la Curtea de Argeș, și mulți alți sfinți, Sfântul Nectarie de la Mănăstirea Radu Vodă, Sfântul Mina și mulți alți sfinți care sunt mărgăritare și care vin și ajută fiecare suflet care trece astăzi prin suferință și prin nevoi. Și tocmai de aceea, în această carte, în dezlegarea celor 7 noduri, unde aveți mir de la Sfântul și unde aveți brățara și rugăciunile care sunt dedicate pentru diferite probleme, găsiți acatistele sfinților pe care eu vi-am exemplificat și care sunt ajutătoare în diferite probleme. Sunt ajutători sfinții în a rezolva probleme legate de muncă. Sfântul Dimitrie este ajutător în izbăvire de boli, la fel ca Sfântul Nectarie. Sfânta Parascheva este mângâietoare a sufletelor și alungătoare a gândurilor negre. Sfântul Pangratie, despre care v-am vorbit și a cărui sfântă icoană vedeți aici, este aducător de bucurie și îndeplinător de dorință. De ce? Pentru că Sfântul Pangratie este Sfântul care pe 9 iulie, fiind serbat, prin mărturia cel puțin 2000 de oameni care erau prezenți atunci în curtea bisericii și a care au ridicat mâna, s-a arătat și s-a vădit ca mulți oameni bolnavi, de boli incurabile, să fie ajutați. Și în mod special a fost dat exemplul unei mame care s-a rugat pentru copilul ei bolnav de metastaze la creier și care în ziua în care trebuia să fie operat, acesta, medicii s-au minunat că nu mai era nevoie de operație și nu știu cum să folosesc cuvântul pentru a nu greși, s-a dovedit că boala s-a retras, a dat în regres și bucurie mare s-a produs în inima acelei mame care venise să ceară ajutorul la noi pentru că îi luase foc casa și pe lângă necazul care l-avea, avea și băiatul foarte grav bolnav. Deci iată cum minunile se întâmplă și iată cum atunci când vin anumite greutăți ale vieții, dacă te ridici din pragul suferinței și dacă lupți cu ele și dacă nu-ți pierzi nădejdea, și dacă te rogi
cu credință, lui Dumnezeu și sfinților. N-ai cum. N-ai cum să dai greș. Pentru că Dumnezeul despre care eu vă vorbesc la televizor, Dumnezeul despre care eu vă declar în fiecare emisiune pe care mi-o ascultați în reluare sau în direct, este Dumnezeul iubirii, este Dumnezeul bucuriei și al păcii, unde ura, răutatea și veninul nu și-au locul. Fiecare dintre noi, cei care astăzi ascultăm aceste emisiuni sau ascultăm predicile care sunt într-un anumit tipar în biserica sau bisericile de cartier, fiecare dintre noi, repet, caută ca să își rezolve și să-și aline sufletul. Ce trebuie să știți, că fiecare cuvânt pe care eu, ca preot slujitor, vi-l transmit pe calea undelor, este venit și este cântărit de experiența și suferința a mii de oameni sau zeci de mii de oameni care au trecut pragul bisericii, care m-au căutat și care cu lacrimi în ochi își povesteau nenorocirea și supărările vieții. Nu există casă, nu există om care să nu aibă probleme. Nu există, iubiții mei, indiferent de funcția care o ai în Parlamentul României, în guvern, oriunde, nu există om care să n-aibă cel puțin o mică dorință sau suferință. Toate aceste dorințe, toate aceste evenimente care ne succed viața și pe care noi le parcurgem zi de zi, au rolul de a ne îndrepta, au rolul de a ne trezi conștiința și de a ne face să înțelegem că nu suntem supra-oameni, indiferent că avem o legitimație sau o funcție. Suntem oameni. Suntem oameni de rând. Și să știți că eram întrebat într-una dintre emisiuni, de ce Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre? De ce Dumnezeu nu ascultă dorințele noastre și de ce nu ni le împlinește atunci când noi dorim să se întâmple asta? Și răspunsul este următorul. Dumnezeu răspunde doar acelor oameni care au inima curată și nu o au învârtoșată și plină de ură. Înainte de a arăta cu degetul și de a judeca, un om, un medic, un profesor, un preot, judecă-te pe tine, iubite frate și iubite creștine. Și dacă tu, judecându-ți propria ta viață, te consideri perfect și fără cusur, atunci ai dreptul să judeci. Dar să nu uitați un lucru, că multe din greutățile vieții care vin peste noi și necazurile pe care noi le parcurgem sunt rezultat al răutăților noastre, al neputinței și al invidiei noastre. Și până nu ne vom curăța de ele, nu vom putea face nici copii. Atenție la cei care își doresc să facă copii, căci mulți, mulți dintre cei care astăzi ascultă această emisiune au această dorință și își caută răspuns la ea. Veniți, iubiții mei, plecați-vă genunchii și vă rugați Sfântului dorințelor sau Sfinților pe care îi aveți în orașele voastre, în această țară minunată și binecuvântată. Veniți, plecați-vă genunchii și rugați-L pe Dumnezeu în primul rând să vă ierte pentru răul și răutatea pe care ați făcut-o cu sau fără voia voastră sau pentru gândurile și răutățile pe care le-ați îndreptat împotriva altora care cu sau fără vină i-ați judecat și i-ați terfelit. A doilea lucru important, dacă vreți ca vouă să vă fie bine și să n-aveți greutăți, încercați să le ușurați altora greutățile, nu să le puneți cărămizi pe ele. Dacă vreți ca viața voastră să fie fără greutăți, transformați-vă în Simon din Cirene, care atunci când era Hristos sub cruce, s-a dus și a ridicat crucea, deși îl biciuiau și pe el romanii. De ce vrea să facă această jertfă de umilință? Pe voi, cei care astăzi sunteți în greutăți și necazuri, v-a biciuit poate viața.
Poate va da mai multe încercări decât le meritați. Cu toate acestea, ștergeți-vă lacrimile. Ștergeți-vă obrajii brăzdați de suferință. Priviți-vă în oglindă și spuneți: Doamne, Dumnezeul meu, mare e numele Tău, nu-ți întoarce fața Ta, ci ascultă-mi, Doamne, rugăciunea mea. Rugăciunea voastră, iubiții mei, va fi făcută la momentul în care voi, prin inima curată, prin dragostea pe care o aveți și o veți arăta față de Dumnezeu, veți ști să fiți meriți, veți fi milostivi. De aceea, cei care puteți să ne ajutați să ne construim acel lumânărar, cei care puteți să ne ajutați să fiți lângă noi, vă promit recunoștință și îi rog pe toți cei care sunt preoți, parohi, care mă ascultă la această oră, pe toți cei care sunt sub ascultare, să-mi asculte rugămintea de a se ruga și pentru mine, păcătosul și nevrednicul slujitor, ca eu la rândul vostru să vă pomenesc în rugăciuni și să creăm o comuniune de rugăciuni atât de puternică încât nimeni și nimic să nu ne poată învinge. Îi rog pe toți cei care au supărări și necazuri, pe cei care trec prin încercări, să nu se piardă, pentru că există pentru fiecare problemă o soluție și o rezolvare. De aceea, în cartea pe care o vedeți aici, Dezlegarea nodurilor vieții, sunt rugăciuni, sunt, iubiții mei, îndemnuri ca prin rugăciunile și cartea și, de fapt, rugăciunea de dezlegare pe care am făcut-o sau o citim de multe ori pentru a ne dezlega de blesteme și farmece. Chemăm mila lui Dumnezeu ca aceasta să vină și să ne ajute pe noi, cei care astăzi trecem prin ispitiri și prin încercări. Să nu uitați un lucru, că noi suntem cei care putem să ne construim fericirea sau să ne dărâmăm. Gândurile sunt cele care ne pot aduce nefericirea sau ne pot crea un viitor fericit. Ele sunt cele care sunt exprimate de noi prin cuvinte, prin buzele noastre. Și ceea ce vă îndemn, iubiții mei, să apelați la rugăciune și să vă rugați unii pentru alții, dar înainte de a vă ruga, să-i mulțumiți lui Dumnezeu chiar pentru încercări și pentru greutățile care vi le-a dat. Să nu uităm un lucru, că dacă noi nu ne știm controla supărările și greutățile care ne apasă, acestea vor reuși să distrugă, iubiții mei, fundația pe care noi o avem încă din frage de pruncie și acea fundație sau acea armură care ne ține încă treji și nu ne lasă să cădem, se numește speranța. Din păcate, mulți dintre noi nu mai avem speranță. Din păcate, s-au înmulțit cazurile de suicid. Din păcate, s-au înmulțit cazurile în care tinerii și-au pierdut identitatea, nu mai știu dacă sunt el sau ea, în care tinerii își doresc să devină fete și fetele băieți, în care nu se mai ține cont de acel sentiment de jenă, acel sentiment de normalitate pe care noi, cei de generație a anilor din comunism, le-am învățat și am știut să avem respect, în primul rând față de noi, deși nu era atunci promovat Dumnezeu, deși atunci pentru a merge la biserică trebuia să faci un mare sacrificiu. Cu toate acestea, îl aveam pe Dumnezeu ascuns în colțul casei noastre, într-un colțișor unde aveam icoane și unde îl pomeneam și ne rugam lui pentru a ne ajuta să fim sănătoși, să avem o bucată de pâine și copiii noștri să crească în armonie și pace aproape de biserică și de Dumnezeu. Aceste lucruri, din păcate, au devenit din ce în ce mai greu
de întâlnit. Am venit să vă explic și să vă compar câteva lumi, câteva științe care au apărut acum și încearcă să atragă mase de oameni explicându-le că anumite terapii, că anumite formule cu tot felul de învățături care nu sunt sustenabile și nu sunt susținute de un argument, vă pot crea o impresie falsă a unei realități acestei vieți pe care o trăiți. Și am folosit frecvent cuvântul care este interzis de biserică, cuvântul karmă. Poate mulți m-au considerat eretic, poate mulți au considerat că prin felul meu, libertin de a mă exprima, tocmai ca oamenii să mă înțeleagă și tinerii, se aduc aproape de Dumnezeu, prin cuvintele mele vă învăț erezii, ceea ce nu este așa. Eu voi rămâne în cuvântul meu, liber, în exprimare și vă voi transmite mesajul adevărului și voi încerca să vă explic că Dumnezeu este în noi și în toate cele pe care cu acești ochi frumoși și poate de multe ori triști le putem privi, le putem admira și le putem înțelege mai mult sau mai puțin. Iubiții mei, să nu uitați un singur lucru, căci un mare sfânt trăitor spunea că diavolii s-au mutat din iad pe pământ și sunt prezenți între oameni. Am întâlnit oameni care erau perfect sănătoși acum 5 luni, 3 luni și dintr-o dată s-au trezit în imposibilitatea de a mai putea vorbi. Au început să plângă și să audă gânduri care le porunceau să-și facă rău. Eu știu că e greu să crezi aceste lucruri într-un secol al luminii și al bucuriei în care trăim. Cu toate acestea, vă spun și întăresc ceea ce vă spun, sunt realități. Și nu vă jucați cu răutatea din voi, pentru că răutatea își creează de fapt cuibul ei în sufletul și în mintea noastră și acolo vin duhurile rele care pun stăpânire pe viața noastră. Am întâlnit cazuri în care m-am întâlnit cu oameni și spuneau: părinte, mi-e frică să vin la biserică, că dacă aude soțul, se transformă, mă înjură, mă blestemă, îmi vorbește urât. Și spun: nu este soțul dumneavoastră acela. Blestemele și cuvintele pe care acesta le folosește sunt de la demonul care s-a sălăjuit în mintea lui. Știți pe câți dintre prietenii, semenii noștri îi conduce diavolul? V-ați înspăimânta. De aceea întotdeauna oamenii care vin să vorbească de Dumnezeu și să trezească conștiința adormită a multora sunt puși la zid și sunt judecați, sunt acuzați. Și iubiții mei, tocmai de aceea vă spun să vă rugați ca acești oameni să rămână treji, să rămână la sufletul vostru și prin rugăciunile lor și prin rugăciunea voastră să se creeze de fapt raiul pe care cu toții îl dorim să-l avem și să-l primim și să-l cunoaștem. Și iată ne astăzi în fața unui sfânt mare ocrotitor, un sfânt de care nimeni n-a auzit vorbindu-se atât de mult, Sfântul Pangratie, pe care l-am serbat pe 9 iulie, Sfânt al Dorințelor. Este important să cunoașteți un lucru foarte necesar. Orice obiect pe care noi îl avem în casa noastră, această verighetă reprezintă un simbol al unității și al iubirii pe care tu, soție, l-ai față de soț și soțul l-ai față de soție. Este un simbol. Acest pix reprezintă valoarea faptului că tu îți poți exprima gândurile pe această coală de hârtie care, dacă vă dau albă, nu valorează nimic. Dacă vă întorc și este scrisă, scrisul acesta, dacă conține un mesaj pe care eu l-am gândit și l-am materializat în scris, va putea valora mult peste mulți ani. De aceea, când avem un document scris de un mare conducător al țării, de un mare duhovnic, îl păstrăm în cinste și îl punem într-o ramă ca acesta să rămână mărturia valorii pe care omul și-a exprimat-o. Aș vrea să vă arăt puțin Sfânta Icoană.
icoana Sfântului Pangratie, despre care v-am vorbit atât de mult. De ce este ea importantă pentru noi? Pentru că ea este conținutul unui mesaj, un mesaj care este atât de profund și care este atât de limpede și clar pentru fiecare om, care dorește să-l înțeleagă și care dorește, de fapt, să treacă examenul acesta al zgârceniei, în care te zgârcești, în care te uiți la valoarea pe care o are, dar nu te gândești cât de mulți bani cheltui pe medicamente și pe hrană, care de multe ori medicamentele te pot ajuta sau te pot mai rău îmbolnăvi, sau hrana pe care astăzi o mănânci și mâine ai pierdut-o. În colțul acestei sfinte icoane este mesajul următor: cine mă va avea în casa lui? Pacea, bucuria și iubirea vor lua locul întristării. Cine mă va avea? Doar cei care mă vor dori, nu vă obligă nimeni. De aceea aș vrea pentru toți scepticii, pentru toți cei care sunt răutăcioși și care cu răutate gândesc sau analizează sau judecă valoarea unei icoane pe care o poți avea în casa ta, indiferent că este ieftină, să știți că nu tot ce e ieftin și face 2 lei este neapărat și valoros. Cu cât este jertfa mai mare și contribuția și chinul tău mai mare de a ajunge la o biserică, de a te duce într-un pelerinaj sau de a plăti un lucru sfânt pentru suflet, cu atât și răsplata va fi mai mare, pentru că Dumnezeu știe și cunoaște și înțelege valoarea pe care tu, iubite suflete, o ai. Și nu merg mai departe decât la cazul pe care vi l-am dat ca exemplu, cu bătrâna care din 800 de lei pensie, 800 și vreo 5 lei, venea în fiecare lună și lăsa pentru racla Sfântului 500 de lei. Mă simțeam atât de prost și spuneam: nu se poate să primesc această jertfă ca să construiesc racla Sfântului, câtă vreme dumneavoastră aveți o pensie atât de mică. Și a spus: părinte, o fac de drag și de dragoste pentru acest sfânt care mi-a unit copiii, care mi-a adus înapoi la casa mea și nu știu câte zile voi mai avea. Și repet pilda pe care eu v-am dat-o ca exemplu. Atunci când am fost chemat, pentru că era pe patul de moarte și m-a chemat să merg să îi citesc rugăciunea pentru eliberarea sufletului, în acel moment a început să plângă și să-i mulțumească încă o dată Sfântului Pangratie că am putut ajunge la timp. Și privind spre cer, pentru că era cu patul lângă geam, a strigat deodată: iată-l pe Sfântul Pangratie care vine să mă ia. Și a început să zâmbească. Fața ei s-a luminat, era atâta bucurie în ochii ei și noi ne uitam speriați spre geam și întrebam: unde este, cum arată? Și spunea: este îmbrăcat într-o haină cu cruci, cu o barbă lungă și cu un chip atât de strălucitor. Și credeți-mă, eram acolo, la câteva secunde s-a ridicat din pat, încât noi ne-am speriat, cum se poate ridica, a întins mâna și a zis: să-ți mulțumesc, Sfinte, că ai venit după mine. Și în momentul ăla și-a dat Duhul. Am simțit atunci, pe de-o parte, o bucurie că un sfânt a venit să ia un suflet și, sigur, am împărtășit tristețea celor care au început să plângă că tocmai ce a plecat la Domnul mama lor. Dar, iubiții mei, aceste lucruri sunt mărturii. Așa cum s-a depus o mărturie pe 9 iulie a unei femei care a venit și a strigat și a mărturisit public că fiul ei s-a tămăduit, și multe alte minuni și mărturii vor fi făcute cunoscute la momentul și timpul potrivit, dacă va fi cazul, pe care eu le-am păstrat și le păstrez de la miile de oameni care ne scriu și ne povestesc minunile. Și aceste mărturii sunt cunoscute și de la alți sfinți. Am auzit multe minuni făcute de Sfântul Dimitrie Basarabov. Am auzit multe minuni făcute de Sfânta Parascheva. Am auzit multe minuni făcute la Curtea de Argeș. Am văzut multe minuni și am auzit
făcute la Sfântul Nectarie. Toate aceste lucruri care se întâmplă în viața noastră se întâmplă doar la oamenii care au înțeles că trebuie să renunțe pentru a primi ajutorul la răutatea din sufletul lor. Tot acolo am înțeles că sunt oameni care trebuiesc ajutați și că acești oameni care au nevoie de ajutor sunt hrăniți de bunătatea pe care noi le putem oferi necondiționat. Nu vă lăsați, iubiții mei, influențați de veninul și de spurcăciunea cuvintelor urâte pe care unii oameni le folosesc pentru a ne denigra pe voi, pe noi, pe mine și pe alții. Acești oameni, dacă într-o zi vor vorbi de rău de mine, a doua zi vor vorbi de rău și de voi. Nu judecați ca să nu fiți judecați și dacă vreți ca greutățile vieții să nu vă învingă, ridicați-vă, ridicați-vă din umilința pe care voi trăiți sau pe care voi o trăiți și nu dați voie nimănui să vă bat jocorească, să vă umilească, să vă înjosească sau să vă denigreze sufletul vostru, pentru că în el se află demnitatea lui Dumnezeu. Le spun tuturor acelora care îl slujesc pe Dumnezeu să mă pomenească și pe mine, păcătosul și nevrednicul la rugăciuni, și eu îi voi pomeni, pentru că noi vom putea afla puterea fiecărui slujitor prin Duhul pe care acesta l-are, prin Duhul bunătății la bucuriei sau putem simți Duhul răutății. Și îl rugăm pe Dumnezeu să nu le dea putere oamenilor răi și puterea celui necurat să fie stârpită de puterea iubirii și a dragostei noastre. De aceea, iubiții mei, cei care ați ascultat și ascultați această emisiune și care treceți astăzi prin suferințe, vă recomand să postiți 7 vineri până la orele 12 sau la 3. Îndemnul acesta l-am învățat de la Părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea. Dumnezeu să îl ierte și să-i dăruiască lumină veșnică în raiul bucuriei. 7 săptămâni postiți până la 12 sau la 3 și citiți Paraclisul Maicii Domnului sau Acatistul Sfântului Pangratie, Sfântul Dorințelor, Sfântul Inimii, pe care îl puteți găsi în această cărticică sau vi-l putem trimite și nu numai, pe lângă el să citiți Acatistul Sfinților Îngeri, al Sfinților care vă guvernează numele, a Sfinților care, de altfel, au fost și sunt lângă voi și în mod special al Îngerului Păzitor. Acatistul Îngerului Păzitor este atât de frumos, pentru că în el sunt strecurate cuvinte atât de frumoase, în care noi îl chemăm pe Îngerul Păzitor să ne aducă sufletul nostru la lumină și la bucurie. Să nu mai fiți triști, pentru că tristețea nu face altceva decât să îmbolnăvească celula, iar odată celula îmbolnăvită îl va conduce pe om spre suferință. Vă îndemn, iubiții mei, cu multă dragoste și cu bucurie, să ne revedem cu bine și vă mulțumesc celor peste 3.000 de oameni care ați venit din toată țara. Îmi pare rău că șincanii n-au reușit să ajungă. Îmi pare rău pentru că m-am așteptat la mulți, mulți pelerini care ne-au ajutat, dar mi-au explicat că fiind o perioadă de vară în care lucrările câmpului sunt în toi, n-au reușit acum, dar vor veni altă dată. Oricum, din cei 3.000 și ceva de oameni care ați fost, am mai întors câteva autocare, pentru că dacă ar fi venit cu toții, cred că blocam întreaga zonă. Dar va veni și ziua în care ne vom putea bucura cu toții de o reîntâlnire. O zi în care totul va fi în rânduială, în binecuvântare și ascultare. O zi în care rugăciunea va fi mai presus de răutate
și rugăciunea va fi mai presus de pisma, bârfa și ura multora. De aceea, eu le mulțumesc tuturor celor care se roagă pentru mine, pentru noi. Le mulțumesc tuturor acelora care l-au ales ca ocrotitor în viața lor pe Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangradie. Le mulțumesc tuturor acelora care au înțeles mesajul că nimic în viața unui om nu este întâmplător și atunci când este scris ceva să se întâmple, se întâmplă, mai ales atunci când afli, când cunoști și ți se descoperă Sfântul Dorințelor în multe din zilele pe care le avem și le-am parcurs poate cu suferință. Mi-au scris mulți că și-au găsit liniștea. Mulți tineri mi-au scris că li s-a împlinit visul de a avea copii. Mulți oameni bolnavi de boli grele mi-au scris și mi-au spus: părinte, s-au întâmplat minuni la care nu ne-am așteptat. După ani de suferință și mulți bani cheltuiți, ne-a răspuns Sfântul Dorințelor. Și nu pentru că acest sfânt este mai sfânt decât alții. Nu, iubiții mei. Poate la acest moment ați fost mult mai maturi și mai pregătiți să vă plecați genunchi înaintea lui Dumnezeu și să cereți mijlocirea sfinților, nu doar a unui sfânt, să vă ajute. Eu vreau ca fiecare om care este credincios și care laudă pe Dumnezeu să nu mai cunoască grijile și încercările vieții. Eu îmi doresc ca fiecare om care astăzi are un eveniment nefericit sau trece prin suferință să se întoarcă către Dumnezeu, să-L roage să-L ajute și să se întoarcă la biserică și să-și caute duhovnicii și să le spună: părinte, minune mare s-a întâmplat, că viața mea s-a schimbat și de azi înainte sunt bine, sunt fericit. Îl rog pe Dumnezeu să le dea acelor oameni care astăzi trec prin încercări și prin suferință atâta putere încât prin puterea lor să poată să-i ridice și pe alții căzuți și să nu-i lase. Și să nu uitați un lucru: puterea o putem dobândi prin bunătate, puterea o putem obține prin milostenie. De aceea, cei care vreți să marcați timpul, cei care vreți să vă puteți prezenta înaintea lui Dumnezeu la judecată cu faptele voastre bune, să ajutați la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ajutați, iubiții mei, cu cât puteți, mai ales că știu că această emisiune e ascultată și în diasporă. Și să ne ajutați și pe noi, la această bisericuță mică, acest edificiu al sufletului, să ne ajutați să putem construi și să putem cumpăra acel lumânărar în care să se poată pune candelele voastre, în care vă veți pune dorințele și cei care doresc ne pot ajuta în contul care va fi afișat pe micul ecran. Și le mulțumesc tuturor pentru bunătatea și pentru binefacerea pe care au făcut-o și o fac în a ne ajuta și a ne susține și a ne încuraja. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă păzească viața cu bucurie. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să nu vă lase la greu și toate dorințele voastre să devină realitate. Este important să știm un lucru, că atunci când trebuie să ne rugăm, să lăsăm deoparte totul, să mergem la biserică, să-L căutăm pe Dumnezeu în toate și să-L căutăm în viața noastră. Dar nu-L vom putea găsi decât dacă vom renunța la răutate, decât dacă vom renunța la orgolii și dacă vom renunța, iubiții mei, la tot ceea ce ne face nouă rău. Știți ce ne face nouă rău? Nouă ne face rău, de fapt, gândirea negativă. Sunt mulți oameni pesimiști, mulți oameni care sunt fricoși și acești oameni, din păcate, prin modul lor de a fi și de a gândi, își atrag înaintea lor și în fața lor oameni care gândesc la fiecare ei, iar câte vreme ai lângă tine oameni care gândesc ca tine, cu teamă și cu frică, acești oameni nu te vor putea ridica, ci din contră te vor doborâ și te vor coborâ
în iadul suferinței pe care ei îl trăiesc și cu care ei s-au învățat, s-au obișnuit că așa este bine să trăiască. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a ajutat la un anumit moment și ne-a creat să fim fericiți. Fericirea depinde de modul în care știm să ne organizăm viața. Fericirea depinde de modul în care noi știm să ne organizăm viața și de modul în care știm să ne alegem prietenii și partenerii în viață. Dacă am ști și am fi mai deștepți cu câteva minute, dacă am fi mai înțelepți cu câteva minute, dacă am analiza mai mult, puțin, tot ceea ce ni se întâmplă și ni s-a întâmplat și am analizat puțin altfel lucrurile, multe din necazurile și grijile acestei vieți sau greutăți nu le mai avea. Greutățile vin peste noi atunci când se înmulțesc păcatele și din păcate, greutățile devin tot mai mari, pentru că și păcatele noastre au devenit mai multe, iar păcatele noastre sunt multe necunoscute până acum. Păcate care sunt transmise în mintea noastră, în casa noastră, prin Facebook, prin Twitter și prin toate canalele acestea bolnăvicioase, care de multe ori, în loc să ne aducă informații pozitive, ne aduc în mintea noastră o travă care ne hrănește sufletul și ne depărtează de lumina adevărului și de lumina lui Dumnezeu. Iubiții mei, să nu uităm că noi trăim o lume apocaliptică în care se anunță, iată, pe lângă războaie, suferințe. Despre aceste lucruri am vorbit în cărțile mele, pe care le vedeți pe micul ecran. Am vorbit despre puterea iubirii, despre sacroterapia, medicina sufletului. Am vorbit despre cuvintele vii care au puterea de a hrăni sufletul, pe care vi le recomand să le citiți, și despre Tu mă iubești, cartea care răspunde, de fapt, cuvântului miraculos Te iubesc. Toate aceste cărți sunt balsam pentru suflet. Toate aceste cărți vin să vă lumineze pe voi, cei care căutați un răspuns la multe din întrebările voastre, la multe din preocupările voastre. Și toate aceste cărți, și nu numai ele, și toate lucrurile pe care eu vi le-am recomandat, sunt pansament pentru suflet, pentru acei oameni care vor să evolueze spiritual, vor să treacă din faza de anonimat la faza de cunoaștere și să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că, înainte de a încheia cuvântul meu, vă rog să ne rugăm împreună, să rostim împreună rugăciunea către Dumnezeu, Tatăl nostru cel Ceresc, rugăciunea care este foarte puternică. Rugăciunea Tatăl nostru, rostită de mai multe ori, alungă frica. De aceea vă rog să rețineți că îndemnurile pe care vi le dau nu sunt pentru a-mi face mie bine, ci pentru a vă ajuta pe dumneavoastră, cei care sunteți acasă, să vă ridicați din neputință și să vă găsiți, de fapt, răspunsul la doleanțele și dorințele voastre. Așa că vă rog cu toții acum să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Pangratie, să ne fii nou ajutător, nevoi și necazuri, și sufletele noastre să le alini și să le mângâi de durere și de suferință. Și Te rugăm, Sfinte, să ne ajuți să venim să-Ți vizităm casa, unde cu toții împreună să ne rugăm și să-Ți spunem: Sfinte Mare Mucenice Pangratie, roagă-Te pentru noi, păcătoși acum și în ceasul morții noastre. Amin.
să vă binecuvinteze Dumnezeu, să aveți bucurie și să ne revedem sănătoși în fiecare sâmbătă seara sau în reluare duminică dimineața sau în alte emisiuni care vor fi date în reluare. Mă vedeți duminică la ora 6 și la Etno TV. Doamne ajută!